Țara e plină de oameni harnici. Afaceri mai mici sau mai mari, Microinvest le susține pe toate. Fiți cu ochii pe noi. Emisiunea Vreau la Țară crede în viitorul afacerilor aici, acasă. Aventura Vreau la Țară nu e deloc ușoară. Ce ne-am face fără partenerii noștri de la ferma cu origini care produc cele mai bune lactate din țară? Autohton, autentic și delicios de sănătos. Vreau la Țară, sezon 2. Mai avem încă 2 episoade de filmat, practic 3, că na. Și încercăm să ne bucurăm cât de mult putem din fiecare episod. Și chiar mă gândeam apropo de emisiunea asta, cumva. Când mă uitam că se ceartă de la faptul că muncit prea mult. Vine lumea aici și voi o răpsăți. Chiar atât de mult lucrați voi? Adică, alu, am văzut cum demolau o casă. Doamne ferește! Că toți exagerează, că e chiar greu și fac show. Alu, că de la asta nimeni nu moare. De unde e al patrulea invitat, Nicoleta? E surpriză. Noi putem să dormim în 3. Dar eu vreau cu Radu. Noi suntem pe unde de nebuni. Și să știm că una și ea s-a măritat. Bună ziua și bine ați venit. Dați de lucru mult? Nu. Nu? Domnul Fos, auzi că prima dată dă cu mașina de tuns, dar îl consider un pic mincinos, nu știu ce să cred. Iată cu mașinica. Oi, cam o leac să-mi doaie rama. Mai sunt proiecte în care, știi, hai filmăm un pic, faci și pe urmă nu mai faci. Dar ea care faci, chiar, pe adevărat, mă dor mâinile deja. Hai, alea, că-n bazin. Nu știu dacă voi ați înțeles, dar noi chiar lucrăm aici. Da, așa aș sta. Vă salut, dragii mei invitați. Hai să facem o scurtă prezentare. Nicoleta Adam, nu știu dacă e supărată încă pe data trecută că ea nu lucra și eu poate am fost un pic mai dur, dar parcă suntem ok. Azi avem pe Titania, eu așa o să-ți spun, pe parcursul acestor 3 zile. Titania sau Tatiana? Titania, podcast cunoscută. În fiecare săptămână avem un episod cu oameni celebri, dar de multe ori, nefiind celebri, au foarte multe de spus. Cumva mi s-a spus că e foarte, foarte ok și așezată și nu putem să avem surprize sau să facem mare scandal cu ea. Nu e cazul și momentul. Am fost invitat și eu cu mult timp în urmă. Pe Tatiana o cunosc foarte bine și tare m-am bucurat. Alex Fosa, colegul nostru, care e în concediu și am zis că să mă folosesc în concediu. Mine. Nu, dar sunt care în concediu, ca știi în concediu. Sau filmăm. Aha, am înțeles. Nu, dar ți-ai făcut 3 zile libere pentru noi. Da. Pe scări la jurnal ai spus că tare ți-i dor să dai cu sapa, să faci ceva. Da, cu lomul mai tare vreau să dau, că sapa de-a mă ajunge. Este moderatorul, prezentatorul emisiunii Se caută un milionar. E dornic să lucreze, vrea să dea cu sapa, vrea să strângă, vrea să pună. Am dat mai întâi pe Facebook care e Alexandru, care a fost Ahai. Ah, da, clar, îl știu. El toată viața lui e pe hi-hi-ha-ha. Chiar vreau, mi-e dor să lucrez o 2-3 zile. Pentru că energia pe care o pierdem la sport e una, dar la țară e alta și chiar mi-mi place la țară, e sfies. Tania, tu? Am copilărit la țară. Eu cred că știu să fac tot. Nu știu unde ne ducem și o să facem, dar vedem pe parcurs. Am impresia că o să mă descurc foarte bine. Sincer, mie mi se pare că Tatiana își place să mai lenevească uneori. Și totuși, eu cred că la bază e o femeie muncitoare. Eu cred că în această emisiune o să fac treabă bună. Da, tu ai dreptate. Eu am impresia că sala și cu munca fizică la țară sunt două lucruri diferite, pentru că acolo conectezi și creierașul și... Da. Eu vă promit că în 3 zile nu prea o să aveți timp de meditație. Așa ne sparii pe noi, de parcă știi. Și azi cu mine pe noi nu ne sperii de nimic. Noi știm ce înseamnă, da. Eu mă bucur să aud asta de la voi, sincer. Eu am fost cu zeaua la lucru, mă văd norme de sfiecle. Ca să ai succes la emisiunea asta, trebuie să pari ca și când nu știu nimic să fac și eu mâinile mele, da? Trebuie să ne sfădim, trebuie să ne batem. Dar eu sunt de la oraș, dar nu înseamnă că n-aș putea să țin sapa. Ca copilul ăsta, știi, care vrea la țară, dați-mi voie să prășesc, știi cum și primul, ea, eu. Deci sunt Cristina Platon,
Sunt actriță la teatru Night Guguță și sunt actriță în proiectul 02. Ea este cunoscută în spațiul public de foarte mult timp. Noi am vrut să o avem și la emisiunea asta pentru că eu o știu de o fată muncitoare, inclusiv acasă. Trei invitații avem pe forță, al patrulea o să vină mai târziu. Peste câteva ore o să ajungă la noi. Vlad Codreanu! Da. E minunat, eu visam să dorm cu Vlad. Eu doar cu Vlad Codreanu. Eu de când știam. Eu într-o noapte am visat că dormim în parc cu cineva, dar numai nu credem că e Vlad Codreanu. Dar spate de dormit. Noi dormim împreună. Iată, eu de exemplu cu Cristina sau cu Tania sau cu Vlad. Eu dorm cu Cristina. Avem o regulă în care fetele dorm cu fetele, băieții dorm cu băieții. Dar mie îmi plac fetele, mie nu-mi plac băieță. Este deja, noi nu avem emisiunea Davai poșenimse. Eu vreau să-ți spun, e posibil ca tu în proiectul ăsta să lucrezi mult mai mult. Vlad are hernie de disc, hernie de nu știu ce. Adică eu pentru Vlad să lucrez și cu minte, nu? Nu, el are multe minusuri în partea lucrativă. Asta el slăbească. O slăbească? Nu, dar tu ești la noi ca cioc, o să faci. Și-a cu minte, am și eu două garduri de ia spuneți-mi cum a fost drumul, vii foame sau vii a muncii? Ce facem primul lucru când ajungem? Bem cafea. Bem cafea. Bem eu cafele. Știu ce facem primul lucru. Mâncăm cipaciuri. Suntem în sufletul Codrelor. Am mers cu gura căscat până aici, eram impresionat de tot ce văd în jurul meu. Ne aflăm la pensiunea Festival. Uitați-vă ce teren impunător. Aici avem o piscină, în partea aialaltă avem un restaurant. Uitați-vă, acolo de acum le-am poziționat pe fete la etajul 2. Când se trezesc dimineață, au un view de senzație. Nu știu cum vă, dar mie mi-e foame. Ți-e foame și ți-e somn, eu am înțeles, totdeauna. Foame și mi-e somn, nu totdeauna. Noi bem cafea și ne culcăm. Noi bem cafea și ne culcăm. Câte ceas de ochi. Un pic așa, câte o oră. Câte un ceas de ochi, bunec meu. Ne trezim, mâncăm prânzul și mai avem o oră. Da. Am vrut să spuneți eu acum așa în fața camerei. Gazda acestei pensiuni este domnul Boris, cu care am făcut cunoștință. Băi, și-a făcut intrarea domnul Boris impunător. L-am văzut la costum, parcă a apărut dintr-un film. A venit cu ochelare pe ochi. Suntem la pensiunea Festival. Invitații noștri sunt foarte aproape deja. Auzi că mai au un kilometru, doi până ajung la noi. Haideți să vedem repijor cam care sunt primele lucruri pe care le facem astăzi. Deci, multă lume spune pensiunea Festival. Aha, așa. Iar nu este pensiune. Vedeți? Proiectul acesta eu l-am adus mulți ani de urmă și am văzut prima dată în România, iată așa o întreprindere, dar am văzut o denumire stranie, care se numea Centrul de Odihnă și Creație E. Și am preluat forma aceasta organizatorică, care combină și odihnă copiilor și creație. Avem aici echipe de fotbal și șahmatiști, clubul intelectual de jocuri. În principiu, copiii am zis tineri. Dumnealui e încercat să ne explice că, băi, ar trebui să lucrăm din plăcere mai mult, să nu facem foarte mult treabă. Noi inițial avem de coset niște iarbă. Asta e muncă din început, de regulă. Da, spunem așa, aspecte de întreținere, da, a infrastructurii, da, a, da, teritoriului și multe momente de pregătire de sezonul de iarbă. Da. Aici este echipa de angajați, adică... Da, noi avem 14 angajați. Okay. Și atunci când lipsesc noastră, îi avem pe Victor. Eu, copiii mei, toată vara lucrează aici, Victor și Olga, ei vin din Franța, da, unde fac studii și toată vara. La drept, am înțeles. Da, muncesc aici. Nu putem să zicem că lucrăm, pentru că eu ce fac aici eu nu consider ca muncă. Într-un mod firesc am fost implicat și noi în toată activitatea, încă de când eram mici. Îmi place ceea ce fac, cunosc oameni noi, mai comunic, mai discut. Doi tineri de perspectivă, doi tineri cu foarte mult bun simț și deodată când am interacționat cu ei, mi s-a părut așa de, băi, oamenii în satul ăsta vorbesc cu mine cu niște terminologii și nu știu ce și nu știu cum. Vreau să urez bun venit întregii echipe și sper să avem o colaborare cât mai productivă. Faptul că ați mai participat și ați mai avut așa proiecte, primul lucru care mi l-am imaginat a fost cum ar fi să veniți într-o zi aici la noi. Am vorbit cu părinții, le-am cerut sfatul, opinia și am crezut de acord că ar fi interesant. Și băieții mi-au spus că da, noi învățăm de fapt în Franța, ne facem studiile acolo și mai mult au spus că vrem să ne întoarcem acasă. Ceea ce, na, mă bucur și eu să aud și domnul Boris, tatăl lor, a spus că se bucură mult să audă chestia asta. Eu învăț la drept, că dacă înveți la drept, dar ai niște posibilități așa maleabile. Mi-aș revenim acasă, mai devreme sau mai târziu. Moldova
are potențial, mai ales în mediul rural. Dumneavoastră i-ați trimis pe drumul dreptului sau ei și-o ales? Lor le-a plăcut, fiindcă eu sunt în acest domeniu, doctor în drept. Bun, ne dorim tuturor succes, echipei, că văd că Isaud îmi pare că deja ajung. Ești pe gine, dă mâna la o femeie, scobar. Ei, colegi, am adus echipa și am plecat. Veniți aici, veniți la umbră. Noi la bazin de dată. Hai. Am ajuns foarte repede, deși mi-au spus că sunt cam 80 de kilometri. Niciodată n-am fost prin părțile astea. Deja? Dispoziția este pe loc. Bună ziua, Nicoleta. Bună. Jos. Bună ziua. Lăsați astea jos. Am văzut de sute de ani. Lăsați astea jos. Vedeți? Știi că eu iubesc. Salut. Cristina Platon ne-a adus câte un Chupa Chups. Eu cred că i-au încercat deja să se bage așa sub piele. O mișcare ingenioasă, pentru că nu ne-a mai adus nimeni niciun cadou până acum la Vreau la Țară. Și chiar am savurat din Chupa Chups din ăla. Sună straniu, dar chiar m-am bucurat. Domnița Cristina Platon, îți mulțumesc mult! Gata de muncă. E bine. Dar unde e al patrulea invitat, Nicoleta? Al patrulea e surpriză. Dar nu-mi plăvia. Ia vezi că-i să-l găsești tu azi. Haideți să vă ajut cu... Uite ce... De ce de bine. Sunteți... Nu știu, Cristina, am înțeles. Cristina, tu cu mine azi dori. Am înțeles. Hai nu mă certați. Fii că, uite, doi vor... Noi putem să dormim în trei. Dar eu vreau cu Radu. Cristina așa a venit foarte, nu știu, înflăcărată. Există o glumă între Cristina Platon și domnul producător. Zice că a venit în acest proiect ca să demonstreze cuiva din echipa noastră de producție că este gospodină și poate să se mărite și a treia oară. Cine știe? Eu din sezonul întâi practic sunt măritată. Poate și Cristina se mărită a treia oară. Uite, a zis eu și-o roșit el. Ne ducem, pentru că nu, să mai aștept. Ne ducem să ne cazăm, după care mergem să luăm micul dejun. Eu Mergeți după mine, vă rog. Aici, e foarte drăguț. Alexandru, îl știu de la televiziune, noi am lucrat împreună, deși nu ne-am intersectat, dar am avut același job. Domnițele, ne ridicăm încolo. A, uite la noi aici, dormim toate. Wow. Ce drăguț. 10 minute vă aștept, jos. Bă, schimba, okay. Dacă vreți, bine, nu? Bine, vă mulțumim frumos. Azi dăm domnul Fosa ce face? E o cameră cu o oglindă, mai spațioasă, au condiționerul în cameră. Zic, da, hai, aici să fie domnițele, ca să n-aud eu niorlă el și plânste și... Aer condiționat, sunt geamuri panoramice, liniște, este balcon și noi sperăm că băieții de seară o să ne cânte serenade. Un view foarte fain, zici că ești la munte, știi? Eu sper aici, cu Vlad Codreanu. Tu-ți dai seama? Dar uite-ți că patru, dar eu singur. Alo! Unde eu? Astea două paturi sunt pentru Vlad. Cât e Vlad, taman două paturi împreună. Tare ce ochi, pățănaș, tare îmi place. Noi suntem doi stricați, noi suntem pe undă de nebuni. Dar uite, eu spuneam că sunt patru pacă. Da. Două clar că sunt pentru Vlad. Am înțeles. Și unul pentru mine. Dar mie îmi place doar la fereastră. A, puntați-l pe asta mai încolo, dar și... Da, stai. Dumneavoastră aveți prioritate, dacă ați venit primul. Dacă tot trebuie să-mi trezăm la 6 dimineața, aici, să mă trezesc cu razele soarelui. Crezi că soare va fi la 6, aici? Acum eu tare sper ca domnul Fosa să dea dovadă de hărnicie aici, să arăt că, băi, poate și că nu se plânge și că nu se jeluie și mergi înainte. Și la voi e mai bine sus? Hai la mine, că am 4-4 și noi avem 4. A, înseamnă că n-ați dormit slipiți cu Vlad Codreanu. Doamne, eu am pus 2-4 pentru dânsul, dar eu la fereastră. Eu tot la fereastră. O să ne uităm, romanț, o să ne uităm pe fereastră și o să ne gândim. Nu am stau la balcon, dar tot jos o să mă o serenadă. Pe masa păi mea... Păi tu și n-am înțeles, cu dâns sau cu Radu vrei? Sunt cânti, poate amândoi. Păi vedem care mai frumos cântă. Cristina Platon, eu cred că o să lucrez. Nu văd să refuză, nu cred așa ceva. Iar dacă se întâmplă chestia asta, sper să nu se întâmple. Vedeți cum vă trezeți voi dimineața și cu pădurea în față? Asta e fantastic. Așa? Dar doar să ne trezim să admirăm pădurea. Să ne oprim aici. Te vezi, Tatiana, dacă știi ce e bun, deodată la... La lapte? La laptele, la ferma cu origini. Asta e un fel de liniște înaintea furtunii. Să aveți poftă. Ne precisă să avem. După mâncărică, ne apucăm de treabă, da? Cristina a început interacțiunea cu producătorul nostru. Păcat că nu putem filma și băieții de după cadru, ca să vedem cu cine se dă Cristina spectacol. Pentru că am senzația că vrea să fie în centru atenției. Radu. Mersi, mersi tare. Nicoleta, o să aici să facem nunta. La fata a întâmplat Codreanu acasă și lasă vină Radu. Dar tu numai ca și eu, știi? Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua!
Băiețul a spus că e harnic și eu a spus că-s dornici de lucru. Foarte. Adică eu un topor am gândit. Dar mie îmi pare că tot așa e de bine aranjat, că nu prea este de lucru. Tot e foarte bine. Ne pare bine că ați selectat locația noastră. Eu de acum am informat, se numește Centrul de Odihnă și Creație, nu este pensiune simplă. Noi îți dăm seama asta. Noi e, da. Dar de lucru mult că trebuie? Nu. Nu? Domnul Boris, el era foarte emoționat, dar mi-a plăcut ceea ce are el aici, ceea ce organizează, apropo aici, atitudinea lui, hai, dacă vreți ceva, uite, adăugător, o gazdă extraordinară. Și scodrii călărașului, așa-i? Și centru codrilor. Centru. Ultimul sat, Leordoaia, mai departe drum nu este, numai împrejur, codri, lacuri, rezervații naturale, 9 mănăstiri, vreo 5 muzee. Ah, frumos! Vânătoare, pescuit. Mi-a plăcut discuția cu fundatorul acestei pensiuni, care mi s-a părut foarte primitor și așa aș vrea să fie un om care mă întâmpină. Un loc care susține arta, care susține tinerii. Ce foarte frumos să știi că la noi în țară se întâmplă lucrurile astea. Așa, domnițele, noi începem cu ceva ușurel, ca să nu vă speriem. Aha. Când geamurile astea trebuie spălate. Și le spală și pe exterior și pe interior. Începeți cu începutul. Și geamurile se spală o dată în săptămână, de regulă. Astăzi e acea zi în care facem noi treaba asta. Fetele, se urcă pe masă. Sus pe bar, sus pe bar. E poți să vă aduc, acolo masa nu ca să... Poate că nu miră așa de tare că iată, a venit Tania și spală geamuri. De asta cumva ne pare că nu e interesant. Dar Nicoleta zice că nu, asta tu știi că faci curat, dar oamenii te văd doar la ecran. Mai trebuie să facem o strategie. Când lucrăm împreună, cine lucrează sus, cine lucrează jos, sau cum facem? Cum sus? Recomand eu. Ne-ați luat primele 4, următoarele 4 și Cristina 4. Nu? E simplu și clar. Gata, mulțumesc. De jos până... Tu nu poți să faci jos cât eu fac sus, ca să te strochesc în cap. Mai puțin Cătălin. Eu nu-mi lăsa cu indicațiile mai mult, dar în rest, tare fain. Și noi toți am venit programați să lucrăm. Cristina, dacă dai soluții de ceapă flori, să usuc florile. Dar pe eu nu dau pe flori, eu dau pe geam. A, pe geam, dar curge. Eu vreau 15 minute să dorm. E ca la tep pe Vlad aici să vină. L-am sunat, dar nu răspunde. Alex! Cătălin, nu-mi cheamă? Ne ducem? Ce trebuie de-am? Hai, adio. Dar stai că vreau să mă schimb. E acolo o pregătit de tuns iarba. Pe domnul Alex Fosa l-am rugat să cosească iarba, nimic complicat. Este și un puști, Mihai, care îl văd că se pricepe. Haiți, ia-n arat cu un prieten. Pui așa și ia-ți. Da. Apeși și pui camutul ăsta deasupra. Dau o scară. Mulțumim, domnule. I-a arătat, vă rog, lui Alexandru cum se deschide pe urma aceea. Tu vezi tu și le-a dat lor de făcut. Scrie-te cu mașinica. Eu mă duc la țară, de obicei, la mine, în sat, la Balatina, când am posibilitatea, spun că mă duc acasă, lucrez să-l ajut taică în grădină. Dar nu reușesc să-mi văd neamurile și mai puțin cu lucru. A. E așa o traiectorie ca să știi sigur că mergi. Un rând, ca să nu și iei pe urmă. Dar vezi că eu merg sub copaci încă tot. Domnul Fos, auzi că prima dată dă cu mașina de tuns, dar având în vedere că eu îl consider un pic mincinos, nu știu ce să cred. Și domnul Fosa a pornit fără niciun fel de problemă. Adică el chiar a pornit treaba. Oi. Cam o leac să-mi doaie rama. Eu gândeam că e regizat, în sens că filmat pe bucăți. Mai sunt proiecte în care, știi, hai filmăm un pic, faci și pe urmă nu mai faci. Dar e ca faci, chiar, pe adevărat. Mă dor mâinile deja. Eu am o întrebare. Cineva să verifice după noi, că eu știu cum să spăl. Dar tu oricum n-ai zis că de bine speli, pentru că îmi par celălalt e murdar încă, știi? Și nu se vede. Dar eu am glumit. Eu, Caterina, am vorbit deloc serios. Rămân urme la voi, la mine, nu? Că nu, să spălăm de bine. De aici e spălat, astea două. Și apoi ne ducem și la celelalte. Noi, practic, repede să terminăm. Să nu vă grăbiți, zici, da? Da. Dar pe uite cât mai avem. A, păi da, pe logică. Nu vă grăbiți. A, păi da. Calitativ, ca pe urmă, mama, bunica, sora, fratele la televizor și... Și eu puțin știm că una și ea se măritată de proiect. Cristina Platon este foarte îndrăzneață, dar mie tare îmi plac oamenii îndrăzneați. Pe Cristina o știam, în primul rând avem o prietenă comună, plus eu am făcut teatrologie și pe vremea când Cristina lucra la Ginta Latină, ea era una dintre actorii care jucau în... Ginta Latină era atunci. Fietelor, noi cu așa echipă, îți recomand să fii foarte atent. Și știm, Cristina. Pentru că uite cum stă scara asta. Hai că eu o țin. Că mai jos de pământ nu caz, da? Dar chiar o să fie mai bine dacă o scazi, producătorul emisiunii trebuie să se ocupe de tine.
Am murdărit tot din cap până în picioare. La un moment dat am deschis coșul ăla de gunoi și mi-a venit tot în față și m-a murdărit absolut tot. Ah, o și mai împlută, da. Yeah. Ai seama cât ai lucrat de amă. Asta e bună de fumat. Eu cred că am o pauză. De minim 2 ore. De 2 ore se recomand. Domnul Fos, auziți ceva, că iarba asta spate de fumat, nu știu la ce s-a referit. Că nu e nici ușor să speli 2 ore jumătate geamuri de sus până jos. Decât să fac altceva, prefer să fac casele astea lună, să le spăl. E foarte cald. Și nu știu cum o să rezistăm. Noi spălam acolo și gândeam că măcar un pic să-mi dai voi să pun capul în apă. Nicoleta, dar când e moment, știi, când sunt invitați de ăștia care nu le place, obosit, tu ai să ne spui când trebuie de amul să ne înșeie pe mastrofolie? Noi nu ne sperim mai, nu știu dacă vă ați înțeles, dar noi chiar lucrăm aici, adică eu știu că noi lucrăm. De asta eu zic că s-a obosit. Eu acum vreau să-mi fac casă pe pământ și eu chiar mă gândeam la faptul ăsta că uite cum ar trebui și eu zilnic, gen să faci un gazon la casă pe pământ. M-am bucurat că deocamdată în locul lui Vlad Codreanu este Mihăiță. Cu asta de ce-o tăiem? O, spate! Da, așa aș sta. Și v-a adus moda asta de geamuri panoramice. A înainte, frumușel, cu două părți, te minte? Mi-e când deschis. Aveai despălat o fereastră, trebuie să deșurubezi, să speli. Soluția era săpun, gazetă. Noi ne-am amintit și am râs de vremurile de cândva, când după ce spălai geamul cu apă și detergent, trebuia să le ștergi cu ziar. Da, cu gazetă ți-mi minte și eu, mai ales la hrană. Spălai mai întâi cu apă, cu detergent, asta. Cu simplu detergent de care aveai. După care cu ziar, săptămâna de obicei. Samariteanca. Dar ți-mi minte și vine următor după fereastră de spălat. Scos tot din servant, scos tot vesela s-o speli, ștergi și s-o pui la loc. Pentru vesela ce ai făcut numai s-o pui la loc. La trei păstori, în prima noastră ediție, am dat cu aspiratorul o oră și aspiratorul nu era pornit. Băi, parcă am spălat o leacă așa. No, acum nu mai este niciun pericol. Tot caz, uite, de sprijină din copac. Ești de bună? Ajung, amuși mă urc. Ai urmă așa cât un miros de găinați? Mult așa, nu? Mhm. El mai mult vorbeau, știi, dar eu acolo eram mai mult cu lucru. Avem o oră de când muncim, nu pot să zic că s-au creat anumite discuții, conflicte sau nu. Oh, dar știi că tremur alea că mânuțele când urci sus. Hai, alea că în bazin. Gata! Este? Da! Super! Hai, stai și-n parte. Am uitați-vă la asta și uitați-vă la încă o dată, dați ediția de la trecută. Cecioarele... Cecioare frumoasă încă, da? Curat, impecabile. Nu știu cum am să răsplătească cu tine Vlad Codreanu. La un moment dat, după ce eu spălat geamuri pe din afară, domnițele a spus că, dar stați că trebuie de curățat un pic și florile astea, pentru că frunzele astea uscate, trebuie rupte, trebuie... Și zic, domnița Tatiana, vă pșepiți? Așa sunt vreo două flori care tare au de suferit. De exemplu, astea sunt multe frunze care trebuie rupte, știi? Nu aș spune că sunt expertă, dar uite, asta e clar de la sine. Dar floarea asta nu e nică dintr-o însă. Nu mai fac nimic. Cătălin e tare nice, că nu înțeleg și Nicoleta au zis că nu, că el e rău, că eu nu-l sucot rău, el își face meserie. Vinea, pleca iar să vadă ce face Alexandru, ocupată de cârpile murdare care le-am folosit la primul etaj. Lucrul trebuie să-l duci până la capăt, dar dacă nu-l duci până la capăt, iată el a venit și-a dus lucrul până la capăt. Asta și gata pe asta. Asta și oprim camerele. Și hai te ajut, tu înșepi? Tu începi și eu te ajut. Eu pentru prima dată am întuns iarba cu o mașină de asta de tuns. Cristina Cacioc, vin să mă ajut să luăm floarea asta, să o pun. Dacă rog-o pe Cătălin. Cineva mi-a spus că vor să doarmă oamenii. Lui l-am văzut că ne-a aruncat așa niște minciunele. Da. Mie mi se părea că dacă mai repede o să finisem, o să avem mai mult pauză, știi? Cristina! Eu am făcut în partea și e tot. El o dânsul. S-a citit pe buze? Dar ne atădești, îmi pare că da. E ca minciună pe care ți-o spune în față. Ne-ai rupt și la schinări, de-amuși. Da. Unde e mie ești? Caroci, Vlada, vostru, poate schimbăm titlul emisiunii, nu mai vreau la țară. Am venit la țară. Ai venit să vă arești ce venit. Din carca muș Cătălin, din țară s-a dat. Doamne, mai sfinte. Știi că noi dormim într-o cameră. Domnul Codreanu. Serios. Doamne, mai sfinte. Și internetul nu prinde. Cristina Cacioc, vin să mă ajut să luăm floarea asta. Dacă rog-o Cătălin. Băi, bă, bă, bă!
Unul de vreo jumătate de kilă, sări pe piciorul meu, îți dai seama de... Măcule, nu, dar de ce chiar trebuie să fie chiar reality, pre-reality și poate o leacă de staci cu it? Că mie mi se părea că dacă mai repede o să finisem, o să avem mai mult pauză, știi? Cristina! Eu la dânsul. Eu ne-am făcut partea mea de geamuri. L-ai citit pe buze? Nene Cătălin, cineva mi-a spus că-i vor să doarmă oamenii, să facem o pauză. Ia, șoi, cum mi-e și nii, domnul Fos, așa? Dar ne tătiești, îmi pare. Zi, domnul Fos, așa, iar m-ați amăjit. Ne-ai rupt și la schinări, de amuși. Hai să sunăm pe Vlad Codrean. Unde îmi mie ești? Bă, ce-ți oferul? Aventura Vreau la Țară nu e deloc ușoară. Ce ne-am face fără partenerii noștri de la ferma cu origini care produc cele mai bune lactate din țară? Autohton, autentic și delicios de sănătos. Vă invit la mine. Ah, mai așa mai la geam. Că eu, când vin încoace, eu mă pun aici. Și uitați-vă, view-ul meu. Vedeți, eu văd, văd domnițile afară. Cristina Cacioc, vin să mă ajut să luăm floarea asta. Cristina Cacioc? Ia că rogă-l pe Cătălin, că asta e treaba lor să ridici greu. Uite, Nicoleta caut ceva. Eu noaptea asta n-am dormit foarte bine. Băi, broș, băi, băi, și cu broască și aia. Nu glumesc, unul de vreo jumătate de kilă, sări pe piciorul meu, îți dai seama, adică... Băi, nu-mi bagi piciorul. Afară cald și rece și eu nu prea am înțeles ce s-a întâmplat, știi? Prin mine a trecut rece când am văzut broscoiul. Băi, bă, broș, băi, trebuie băut un pahar cu apă, fiilor, trebuie dehidratat. Dar ce, ești ofilită? Câinile de la Microinvest, eu de acolo vreau să beau apă. Să fiu bogată. Eu încă nu știu ce să fac, eu încă... Cătălin, de exemplu, miroase florile, uitați-vă și romantic. Acum suntem așa. La modul ușurel. El faci descrieri la plantația de pe teritoriu. Mă, cred, nu, dar de ce chiar trebuie să fie chiar reality, pre-reality show-ul ăsta? Nu spate o leacă de sacicuit. Nu, așteptat de la Cristina Platon că o să fie atât de deschis. Eu mă gândeam că ea o să fie prima care o să spun, ia îmi dați-mi pace, adică băi, alu... Oi, Doamne! Uite, Cristina acum lucrează acolo. Lasă-l săracu și-a lucrat singur. Cu Cătălin a lucrat în doi. Tu nu te-ai uitat atent ce faci, Cătălin. Nu? Eu da. faci, știi? Și în partea și ea ne mutăm. Ei și-a notat iarba de 100 de ani și m-au găsit pe mine, știi? Eu, în general, foarte tare o respect și pe Tatiana și pe Nicoleta și el între ele se schimbă cu experiența. Da bine, nu să... De 10 ani suntem în cuplu. Noi nu s-a căsărit, în primul rând. A, nu? De cum? Noi încununați pentru dorința mamelor noastre care cred că să ne meargă mai bine în viață, că Dumnezeu. Nene Cătălin, cineva mi-a spus că vor să doarmă oamenii, să facem o pauză. Era o doamnă aici. Din scurta interacțiune cu dumnealui, l-am văzut că ne-a aruncat așa niște minciunele. Și nu de fiecare dată ceea ce zice este adevărat. Da, copiii care dansează, că eu obosit. Nicoleta Adam este foarte stilată și e frumos. Muncitoare așa, parcă mi s-a părut. Mi-a dat câteva sfaturi și a zis că ar trebui să am grijă de cum mă îmbrac. Aspectul fizic este important și el. Nu înseamnă că trebuie să ne îmbrăcăm cu bani mulți, dar... Toată lumea, măi, tu ești așa de bună și faci, de ce tu nu faci haine? De tot toată lumea faci și așa e talentat și așa e netalentat. Și zice, da, dar tu gândești la faptul că tu o să ai clienții tăi. Tu deja ți-ai făcut o bază de date. Eu lucrez cu femeile, eu fac garderobe personale, eu le schimb stilul de la zero. Ah, vrei să schimbi și pe meu? Da, cu mare drag. Cât bani? Asta o să vorbim după. Desi. Ani, nu filmează. Tatiana s-a pus și discuta mai mult cu Nicoleta. Ele se schimbau cumva cu chestiile astea care nu stare obsedată de modă și styling, știi? Eu am făcut tot partea asta, mă duc în afară. Băi, închipuiți, Cristina a terminat un singur, o linie de geamuri singură. Păi, Cristina vrea să cucerească aici la greu, noi n-avem. Cristina, tu ai toate motivele, dar noi prin motivație nu prea avem. Că mie mi se părea că dacă mai repede o să finisăm, o să avem mai mult pauză. Și am înțeles că nu e corect, că aici cum finisez, automat de adoletasc, așa că nu trebuie să mă grăbesc. Partea asta s-o faci mai pe jur, că pe nu se ieși unde tău. Cristina! Eu am făcut în partea și e tot. Eu la dânsul. Eu ne-am făcut partea mea de geamuri. Pe două părți. Mari, panoramice. Cred că am lucrat 2 ore și fără absolut nicio secundă de pauză. Și eu cred că noi suntem tare de bun simț, noi nimeni să ne supărăm și chiar dacă o să ne supărăm, eu cred că noi repede o să aplanăm toate conflictele și... L-ai citit pe buze? Și așa a trecut o zi întreagă. Așa că aș avea dubii la capitolul când a zis că... O să muncesc cu siguranță și nu o să mă opresc.
Serios, am abia să deamnă, du-te vină, du-te vină. Pentru domnul Fosa mai aveam de lucru, dar îmi trebuia neapărat să vină și Vlad Codreanu, de asta deocamdată îl lăsăm la iarbă. La umbră mai este cum mai este, de la soare, asta e moartea găinii. Doamne, prostul e prost și la țară și la oraș. Dacă nu știi să-ți organizezi timpul, e foarte rău. Gospodarul adevărat, dacă e la țară, el primele lucruri care le face dimineața, le face afară. Ce? O trebuie două ore? Da. Mai înseamnă că noi nouă ne place ceea ce facem. Și Cristina, să mă duc să-ți cinstesc cu ceva? Sau... M-a cinstit Cătălin cu pahar cu apă. Cătălin și nu Radu? Îți închipui? Ceva s-a întâmplat? Asta e. Sveti Bițuha. Nu, și e depun efort. La soviste, aveți uite vinile cum ne s-a umflat? El adorme acolo pe scaun. Sarmanul mitit, el uite la dânsul, adorme și trezește. Băi, Mihai, ieși ferestrău să nu iei! În gură în rădă, el nu tai. Nu tai? Se joa și noi, și ne mă odihnim. Tu nu vii? Dar o leși pe play, da? Măi, Doamne! Dar n-aveți oră de culcare? Da, adică nu, lumea nu doarme aici. Este, dar nu știu la ce oră, că acum la unul mănâncă. Cum? Doamna mi-a spus numai și că tipa că am putea să facem un pic de pauză. Care doamna? Doamna Marina ne-a zis că, ca să nu îi dansatoare au regim. Să odihnesc aici? Uh-huh. Sau unde? Bun. Da. Întreb o doamnă, nu, întreb a doua doamnă, nu. Și pe urmă el ne-a dat, spune că doamna asta. Și ne-a dat pe Olga, fiica domnului Boris. Și zic, Olga, tu i-ai spus domnului Fosa să nu facă gălăgii? Și nu, dar de ce? Zic, ia, șoi, cum m-a mișinit domnul Fosa așa, direct, în față. A venit Cătălin, a venit și Pila. Noi am avut nevoie să taie un copac uscat. Dumneavoastră vă pșepiți, da, domnul Fosa? Sau că eu n-am tăiat niciodată. A, niciodată? Am o ștăieț. Da, dar cum să ajungi acolo la dânsul, nu? Întâi da. Nu? Da. Cred că da, dar... Dumnealui a spus că nu prea se pricepe, n-a mai făcut niciodată. Pe urmă, a spus că de fapt o mai făcut, o lucrat. Adică n-am, e ca minciună pe care ți-o spune în față. Eu odată era, dar nu te dești, îmi pare că dacă... Serios, spun că la Moscova eram. Deci ce făceai la Moscova? N-am lucrat la Zaravodka. Ai lucrat la Moscova? Da. Câți ani? Dumnealui a spus că a lucrat mult timp la... E ca-i drept. Adică cum ai ajuns acolo? Eu eram în anul întâi la facultate și... Dar unde ești facultate? Jurnalism. Aha. Zi, domnul Fosă, și iar m-ați amăjit în față, așa, direct. Eu lucram, aduceam numai lemnul, îl tăiem, îl aduceam. Dar îl tăiei la și la piloramă, ce? Iau, cu nebunie. Cu asta? Dar cum spui că n-ai lucrat? Nu, o leacă am lucrat, dar nu mult. Eu nu vreau să știi că, știi, când am mult, scai cu vorba și spui cu pot. Am înțeles. Hai că trebuie de mai tăiat un copac, trebuie de mai tăiat o... Am înțeles. Să fășeau tot căsuțe de astea de lemn. Iarăși, mi-e foarte greu să-l cred. Nu știu de ce am impresia că mă minte, chiar dacă ne spune foarte ok și n-ar avea de ce să mă minte. Olga, tu mi-ai zis că facem o oră de franceză. Tu mă zic... La asta mă referim. Tu îmbli cu amăzeala, Olga. Da. Am înțeles. Așa-i cu comanda pe-l tiu și termin cu... Jomapel. Am tăiat un copac, dar nu i-am mai spus tu, domnul Boris, dacă știi în slovadă că am tăiat un copac. Și deja i-ați dat o leacă, da? Asta aici, partea asta, ați terminat, domnul Fosa? Da, aici am terminat, dar trebuie să duc iarba și... Serios, adică așa de liniștit stăți, lucrează, nu... Sunteți harnici. Tac, dar aici n-avem cheie. Dar și un cuiet? Băi, Mihai! Mihai! Sio. Hai, înseamnă că o să-i deschid. Hai să sunăm pe Vlad Codreanu. Domn Fosa, hai, ce-ți vântă aici, duci să așa ești, pe urmă sunați. I-a rupt și la schinării, de-amuși. Vrei să-l sui? Ia, ce număr cu toi are. Da. Unde în p***a mea ești? Băi, ce-ți șoferul? Care șofer, la rutieră te-ai urcat și ai dat gazul? Care rutieră? Unde ești? Nu știu unde ești în scurul. E câte o bere rece trebuie să iai la toată lumea. Un bax. Dar tu ai văzut că e ora 2 și tu până ajungi e ora 4. Spune-mi, te rog frumos, cu ce ai să te răsplătești tu la noapte, pentru că noi dormim împreună, ca eu să fac și lucruri pentru tine. S-a bucurat. Caruci, Vlada, vostru... Tania, asta a fost încălzirea. Da? Stai să vezi ce urmează. Poate schimbăm titlul emisiunii, nu mai vreau la țară. Cât vă odihniți cu fetele? Stau cu... Spălața este împreună, da. Până vine domnița Cristina.
Noi vrem să ne simțim la Titania Podcast. Hai, când te lăuda cineva foarte tare, Nicoleta? Ieri. Mai început să plângi de la șalau. Ieri eu marca goluri la fotbal. Da, dar știi că așa eram pe un extaz când am văzut că noi am câștigat, mai vrem încă o dată. Este, eu nu știu nimic despre fotbal. Nici eu, ieri m-am eu. Am și rupt și o perdea. Pare stare murdare sus. Oi, Aia, s-a desprins, nu s-a rupt. Da, da. Au venit oamenii la antrenamente, dar noi spălăm ferestrele. Am spălat geamurile, acum arată foarte bine. Adică, de dat, omul când vine, în primul rând, fața contează foarte mult. Până aici noi am făcut, singur. Aha, da. Partea asta, da? A, asta e zona mai periculoasă, zona mai gravă, da? Da. Da. Dacă poți să vii, ulterior, câtă linia tăcăit, dar ce mai puțin grav. Da, da, da. Și în spate, la fel, este de... Dar asta deja e mai mult decât suficient, adică este de... Da, bun, asta să știm că... Poate chiar acum eu cu domnul Fosa, dacă să-l mai pun o leacă la iarbă, acum și mă gândesc. Hai, Tania, ai obosit o leacă? Deloc. Da, dar straniu, nu știu cum așa parcă. Straniu că am obosit? Că am obosit, adică și pentru mine e straniu, nu știu. Păi de aici să-și de 20%, de 30%, vezi? De 30% zici că e untă, e atât de grasă. Da, Ian, dar ai, de ce am spus aici la mămăligă? A luat Codreanu, mai tine că-i tare soacra aia, l-ați venit amana mă. Tare soacra. Este o vorbă, când... Căstărit? Nu, dar se va însura poate în viață. Dar am văzut o emisiune cu el... Înturat. Hai să ne căsătorim. El a venit cu o prietenă, ca și cum să-și aleagă nereasă, prietenă de asta care îl sfătuiește. Și până la urmă și arată prietena și e, ca și cum. Chestii. Apropo, un borș cu rei, când am mâncat, face bunic, mi-aș mătuș, mi-a acasă. Mama e psihotare, dar mănâncă. Mănânc, dar mi-a dispărut pofta. Mâncim ca și în cinci în cameră. Deci că dacă sfatul fetei mai apare un băiat printre ei, conform gramaticii limbii române, devin ei. Gramatica, așa, nu? Când apare un bărbat, ceva se schimbă, să plec ceva. Ceva nu e ok. Ceva, da. Dar ție își place să apară sau să dispară un bărbat? Am venit la țară. Salut, Cătălin. Te rog, dați-l pe amândouă. Ce se întâmplă aici? Nu, tu ai spus, dacă eu întârzi, să... Dar cine v-a transmis informația asta? Eu n-am spus așa ceva. Securitatea internă. Asta domnul Fosă v-a amăgit așa cu asta. Domnul Codreanu, că m-a dus. Vlad Codreanu pentru mine e un nume cunoscut în sensul de Romina Ceau. Din câte înțeleg, el apare des în spațiu public și, cum îmi spuneau colegii, e o persoană efervescentă. Vorbește mult și amuzant și sperăm că în această emisiune să facă și treabă, pe lângă maca-maca. M-ați adus la țară? Da, eu vreau la țară. Numai că eu nu vreau să dau jos vreo casă sau să ridic ceva greu. Ceva mai ușor, vă rog, frumos. Nu știu, el a intrat cu un scenariu pregătit. Ce nu l-ai lăsat pentru Olandii popșoai să vină pe jos? Bună, Alexandru! De unde ai scos ochelarii ăștia? De pe AliExpress? Ai venit să vă arești ce ai venit. Am venit să fac și eu ceva. Haide-mi, Codreanu, hai să vă lăsați încolo. Ce ai dus atâta? Apă? Apă? Apă m-a dus, da. Am zis că ok, na, eu întârzi, trebuie să revanșez pentru că arși să vieri ne strânge la o bere. Știi că noi dormim într-o cameră, nu? Amândoi? Da. Deci, domnițul teoretic, îți gata. Hai, Cristina, hai! Și vrei? Cristina, tot cu ce faci obsu? Și să mai lucrăm, zici, coleacă, da? Domnul Vlad, bine ați venit în cuibul nostru. Să hai. Înțeleg că noi dormim cu vreo 50 pe un pat, da? Hai. Persoană nice, glumeț, prietenos. Poți acolo, poți aici. Putem să le unim pe tăi trei împreună să dormim. De ce ai întârziat? Doamne, pur și simplu am mai avut ceva treburi de dimineață. Nicoleta îmi spune că, uite, că pe data de 21 și spune, Nicoleta, eu la ora cu tare am înscriere la centru multifuncțional. Nu pot să nu mă duc. Mihai, domnul Sergiu pe unde? Deci, tachica este acolo. Așa. Ne ducem dumneavoastră năsâp de acolo. Da. Cimentul eu l-am adus. Ciocana n-a adus. Bun. Din carca mușcătălin din țară s-am dat. Doamne, mai sfinte. Nu a trebuit nici tare să vin
El a intrat să fie cineva, eu nu știu, eu nu l-am invitat ca Vlad Codreanu, cratimă, nu știu cine. Eu l-am invitat ca Vlad Codreanu, interpret. Cristina! Hristos a înviat. Deci, numai nu așa ca Cristina tine. Cristina a înviat. Deci, lui, ce faci? Deci, am fost moarte, măi. Băi, Vlad, băi. Ți-mi minte? Pe Vlad îl știu de la primul meu job. M-a chemat la interviu, pe mine m-au angajat, iar ea a plecat. Și am găsit în magazin, tot am luat. Păi ești nebună. Tu ai numărat de câte ori l-a sunat cum a venit el? Da, el nu avea ce face și de atât am sunat. Domnul Fosta, domnul Codreanu! Deci n-am dovedit să mă răsufuc de a mă pui la lucru? Ei, dar pați mers. Haide, băi, serios, nu m-am venit, dă-mă ca să mănânc, te rog frumos, cancellation. Mergi luați masaj? Doamne, mai extinde. Tu nu mai știu la lucru de data. Cristina, băca. Aduceți roaba și ei de acolo. Te lăsăm să mănânci. Aha. Noi ne ducem să începem munca, dar te așteptăm acolo. Deci nu m-am venit deodată la muncă? Dacă îmi vrei mâine. Mi se pare că a venit la un proiect în care el trebuie să facă un scenariu și o regie ca să impresioneze pe toată lumea. Putem stau acasă, targhini. Poate vrea să forat? Întâi încărcăm asta. E bun. Ți-a rămas în cap cânticul lui Vlad Codreanu, așa? Zaraznic Vlad Codreanu ăsta. Noi să trebuiască că cu ajutorul unui hârleț. Îl batem ca să... Să fii la în rând cu ăsta. Nu cred că te ții mai mult de o zi. Eu cred că a doua zi oricum devii personajul care ești de fapt în viața de zi cu zi. Locul dat nici internetul nu prinde, nici telefonul nu prinde. Doamne ferește! Uita! Dar smântână este? Da. Stimați prieteni, nici nu am reușit să lucrez, dar deja mănânc. Rămas la ghiolea, că iau-te, arde unde. Mâncarea mi-a plăcut enorm. Deci borșul a fost gustul copilăriei. Și gust are ca la grădiniță. Doamne, firești, n-am mâncat așa ceva din... Mănâncă mai repede. Dacă o duc până în deal, îmi fac cruci. Băi! Așa are 200 de kg, el liber duci taci ca asta, dar eu... Hai veniți dumneavoastră, ia uitați. Scoateți bucata asta. Aha. Și v-a dat domnul Sergiu mai departe, mă duc la fete să-l dau să vopsească, ele stau degeaba. Partenerii noștri, senzație, de la Caparol, cărora le mulțumim pentru vopseaua, pentru lacul în cazul ăsta, Aqua Lazur exterior. Știu. Apa asta mă este, trebuie să înceapă de sus, neapărat sau nu? Nu neapărat. Eu mă gândeam că o săp, o să car, dar eu spun plită. Și eu când mergeam prin capitală și veneam uneori plită de asta, un pic mai îndoiet, mă gândeam, iată și chiori. S-a văzut cum eu cât m-am chinuit acolo ca să fac. Doamne, eu nu știu care să fie rezultatul final, dar sper să fie un bun domn Boris să nu spună că mai mult a stricat decât am făcut. Ora 4 și încă o mină nu a ajuns. Doamne, mă exfinte. Hai, vină, vină, vină! Greu, nu pot face. Hai. Este, nu-i șocan de... Dar pe anume, că dacă aș fi șocana, s-o stricăm, dar noi trebuie să o scoatem. Și plus de pom înapoi? Da. da. Și cu voie. Am scos tot ce este foarte denivelat, unde posibilitatea să te împiedici este 100%. Dar spate eu să mă duc la vopsit. Ai, Vlad, și cu tine, eu așa sunt gurel. Bă, eu nu pot să mă plec mult, eu am două hernii la spate. Ce za hernie? Nu, ei da, cu picioarele nu, precis. Niciodată în viață n-am dat cu lac. Nu-mi da praf aici. Nu-mi dau, da. Dar am înțeles că lumea pe internet zice că tu nu prea lucrezi, vezi? Vezi, da. Dar eu văd că tu lucrezi. Aici alea trebuie ridicaști sub de pus nasâp și țumient pietru. Leșterii care au pus, cred că oare aveau vreo două pahare în cap și că au pus foarte denivelat. Înțelegi că noi desfacem aici întâi. Facem o roabă, am pus acolo, după asta mai faci o roabă, pui aici și mâine punem plitca deasupra. Alexandru Fosa, nu știi și asta stăi locului. Eu, de exemplu, fiind, toată lumea știe fecioarele, sunt perfecționist și mie îmi place să fac toate lucrurile la nivel maxim. Bunii anumii cât pe moale, ca să se prindă. Brat, ai văzut Ion Ciban cum faci și trotuarele? Care Ion Ciban? Măi, eu n-am vopsit niciodată cu lac. Nici eu n-am vopsit niciodată. Dar nu-i greu. Asta ușor, să îmbibă ușor, să dă. Cătărie, îmi place foarte tare în copilărie să fac asta. Să vopsesc cu vopsea. Da, nu miroase. Nu miroase? N-are miros, că eu tot mai gândeam, am ușa și... Lac bun. Asta nu-i nicicăric.
E caparol. Ui, eu am două hernii la spate. Asta cu herniile lui, de-a mă, știi tătă țara că ai două hernii. Când eram la liceu, tătă spun eu, Fosa, și credeau că asta e poreclă de-a mea. Și alu, și ți-i familia Fosa, zic, da. Foșa, Focșa, cum e corect? Focșa, Foșa, Fosa. Foșa. Care Foșa, băi? Fosa, Focșa. Foca. Foșa, dă-mi, te rog... Fosa! Azi te udă mușcă o caldare de apă. Așa e el, eu i-am spus de vreo două, trei ori, dar m-a supărat. Herniile, nu te dor? Da, și ai să te pricălești, e ca ieșeană. Te dor? Da. Și i-am zis lui Nicoleta, zic, nu mă pune la ceva greu. Nu, îți dai cu crască. Uh-huh. Nicoleta își lânguiește. Știi ce înseamnă acest termen? Și ca și când te duci să fumezi o țigară, mai bei o cafea, mai reții. Domnul Ion Guțu, salutări. Asta antrenorul, antrenorul meu. Ați dorit să-mi iau în gură. Ai fost, ai urmă, mai și oraltă. L-am învățat și deja am strigat de vreo două, trei ori la dâns la urechi. Fosa și gata, muia dacă îl trăgi, fio. Ia ca așa, uite, vezi? Uite. Brat, diaspora nouă n-ați ne dai 3.000 de euro pe ză. Cu vreo 20 de ani în urmă, au avut experiență în domeniul dat, iar eu, locuind la casă pe pământ, deci îți dai seama că am făcut și eu acasă răstvor. Răstvor? Ai zis că ai fost la zarabotă. Păi, am fost cu 20 de ani în urmă, chiar. Au eu că-s cu azi pisti bine, muș. Sâșirul e așa, fă, șc, șc, șc. Așa? Nu, ei. Ce? Da. Hai, Foșa, pune-l pe doilea. Băi, Codreanu. Fosa. Așa, bravo. Băi, dacă mai vede taică meu, el e meșter, apoi... Eu acasă nu fac atât. Păi, dumneavoastră, ați fost la curent că nu vin meșteri, dar vin artiști? Eu n-am să-i murdăresc mânuțele lui Mămucă și lui Tătucă. Hai, băi, scoate-mi plita, nu și cu tine. Nu mai vreau la țară, vreau acasă. Nicoleta, vreau acasă. Ție nu ți-e rușine că ai venit ultimul și vrei acasă? Ia, davai! Nene, tași că mor! Uite la dânsul, de ghe stârâi. Bine-i, tași, te rog frumos! Țara e plină de oameni harnici. Afaceri mai mici sau mai mari, Microinvest le susține pe toate. Fiți cu ochii pe noi! Emisiunea Vreau la Țară crede în viitorul afacerilor aici, acasă. A? Tu vrei să mergi din nou? Ce cuplezi? Nu știu, Tania, așa e gine singură. Nu știu ce ai zis. Dar vorbeam de sexul la menopauză. Nu, eu zic că el e mai bun la menopauză, știi? Nu, eu nu știu. Abia eu tot nu știu și sper să nu știu de grabă. Spun, așa mi s-a zis. Să mă întemim că acolo ne așteaptă vremuri și mai clasne. Eu acasă nu fac atât treabă. Pune-i pe clei. Păi, dumneavoastră, ați fost la curent că nu vin meșteri, dar vin artiști, prezentatori, futboliști. Păi, Vlad, nu te uita. În așa lună sunteți, felicitări. Vă ajung de urmă. Cristina a zis că vine la podcast să vorbim despre despărțiri, iubiri, dacă este fericit sau nu. Și eu aș vrea să vină, ei mi se pare o persoană interesantă. Eu am născut și într-o lună înapoi, știi, baba ea, da. Băieții, dacă mor, sunt la copii mei, că iubesc. Și Cristina, ce... Cristina, stă într-o poziție în care nu-i dă voie. Care foarte nu-i comod. O chem pe domn producător? Nu mai trebuie să mai chem pe domn producător. Gata? Da. A trecut, da? A trecut. Relațiile lui Cristina, cele mai de succes și cele scurte. Dar știi de ce am curajul ăsta să fac anume cu Radu? Că Radu nu ne-ar răspunde, știi? De atât ne-mi place jocul ăsta. Ne-ar răspunde cu cochetărie înapoi. Apoi eu, opa, stop, știi, mă dau într-o parte. Punea cimentul peste iarbă. Ei, Foșe, stai, oleacă, stai, te rog, frumos. Trebuie curățit? Curte buruianul, este într-o parte. Stai, când curge apă canal de pe mine, ești nu... Eu și mă tocă, nu. Am ajuns, am făcut o facultate, un masterat, maestru în artă. Hai când dăm ochi. E bun. Lucrurile, dar știi unde îți spune? Bă, și pe aia, că acum nou am, ar fi un job foarte ușor. Dacă tu n-ai responsabilități, știi, că trebuie să te gândești, să faci, să creiezi, să înveți, că tu, jobul tău nu se termină ca aici. Ai dat, știi, îți pălaștiți acasă, știi? Foșa? A? Ia uite, Fosa, băi!
Foșa când o tuflit aici, fosa. Și cu mâna faci? Da, cu și te rog frumos. Tot cu mâna faci, Vlad, aici. Păi, Vlad, mai faci șocanul, nu numai cu mâna. Ești de... Foșa, dă-mi, te rog. Fosa, mutule, ce să-ți dau? Pe vârf, o leac de țiment, ca aici iarnă, spune. Pe vârf, da? Bine. Animal. Tot ce înseamnă vopsit, chestii manuale, ușor de făcut, ne se asociază cu pictat. Trebuie să ne stii mai alință, leac, să zici că eu așa ceva n-am să fac. Eu n-am să-i murdăresc mânuțele lui Mămucă și lui Tătucă. Îmi bace de bolea? Oh, mulțumesc! E sănătoșul emisiunii? Chiar dacă n-ar fi fost, oricum e cea mai bună. Ora! O echipă perfectă! Am o la care căsuță. Cu zâmbetul pe buză de comandă așa. Dar-i plăcut când femeia te întreabă, bărbate, unde să mai lucrez? Unde să mai lucrăm? După asta aveți două sticle de apă, Bucovina. Tot cu mâna, scoate, pune, dar și ne-a spune la loc. Cred că el știe. Nu, înțelegi care treaba, că noi trebuie să punem năsăpă și așa, spun să aduc năsăp. Du-ți și aduc caldari de năsăp și apă. Am întrebat-o pe domnița Titania dacă a avut vreun invitat pe care nu l-a înghițit. Au fost invitați care au avut anumite păreri pe care nu le-am înghițit, dar pe dânsi personal nu, dar i-am lăsat să le expună. Am negociat contracte care uneori trebuie, de exemplu, am parteneri, da. Dar i-ați fi invitat dacă nu erau conjuntura? Cred că nu i-aș fi invitat. Dar probabil ai și arta, să faci interviuri și cu oameni care nu neapărat sunt de acord cu principiile tale de viață, știi, sau... Adevărat. Dar ți-a plăcut la mine la podcast? Sincer, așa cum este, zic, nu m-a pasionat, că nu mă pasionează în general interviurile, dar nici nu pot spun că am ieșit de acolo cu un dezgust sau cu vreo frustrare. Nici un interviu nu-mi place, eu nu ies de acolo satisfăcut niciodată. Spun că mi-a displăcut, nu... Tot nu ți-a displăcut, adică ceva concret nu-ți plac. Nu, sigur, dar nici n-am așa ceva să ies la vreun. Că doar nu te-am adus cu deasâla, tu ai venit, chiar dacă nu mi-e cine știi și dar cum. Adevărat. Nu știu, pentru dâns parcă era o joacă. Ce observi aici? Ei, făcut după... Nu. Aici ai făcut cu mâinile. Eu dau cu nabruscă, dar tu cu degete aici faci. Ești formidabil. Nu, e că te ascult, Vlad. Eu am zis de întotdeauna că lucrul ăsta cu pământul trebuie să-ți placă tare. Tania, mai ești pe cuvântul ăsta bătrâneță. Mai minea tipaie, te serios să spun. Eu câteodată când ajung să spun vârsta mea, îmi dau seama la un moment dat că eu nu pot să cred, eu nu mă simt. Nu, tu înțelegi că sunt tăriești. Bagă ea, păși n-ați întărească. Hai, băi, scoate-mi plita, nu și cu tine. Trebuie de dus năsâpul, din dreptate așa. Nu, hai, făcut un lucru normal, nu? Nu mai vreau la țară, vreau acasă. Ca un copil mititel. Hai, facem lucru frumos, nu? Haide. Oamenii ăștia, băi, aici, ai venit, 3 zile, ai să mănânci, ai să și ai să duci acasă? S-a obosit? Dar mâna cât să ne incomodă asta, știi? Uite, două căsuți cap-coadă într-un timp record. Serios? Mă gândeam să ducem să-i ajutăm pe băieți să scoatem... Scoate tot plita și e, nu? Eu o scot, tu o pui. Săglasem? Păi, dar nu o pui, dar o punem amândoi, nu? Încearcă să-l copii nenea și al din România. Dar uite că nu a fost pus normal, ea și asta, și ea, și meșterea și-au lucrat. Și mai bine nu scoatem, că eu nu știu cum noi să facem. Ei, nu scoate tăte, că și e bun, pentru și scos. Ești gaură? Las-o, că nu mai faci nimic. Când eram la școală, am avut munca. Dacă noi n-ascultam... Băi, da, șeți! Lucrez sau nu? Șeți, ei! De câte ori m-am dus eu să văd ce fac și să le dau apă sau altceva, Vlad Codreanu era pe scaun. Da, uite, drogul tău, Vlad Codreanu, ce faci? Asta acum. Noi de ce te-ai chemat? M-ai prins în flagrant când eu am decis să fac un minut de pauză, după care eu continui mai departe. Aha, hai, bine. El capul. El nu face nică. Din când ai venit, numai te dor hernile. Cu argumentul că el mi-a spus că are hernie de disc, că îl doare spatele și bla bla bla. Hai, vin și strângi chetrele. Vezi că eu am dezbătut aici, ia și tu strângi chetrele. Hai, că oară nouă, Sara. L-am lăsat la început ca să știi cum... Hai, Vlad, hai, mițitielu, hai, nu știu cum. Când mi-a spus că am să dau cu vopsea. Și că încolo, nu. Dacă nu, urzică sau o ghișușcă la curc și a zis că ai să mă străgească din buș. Dar nu scoate tot năsăpșelă, tu, băi, e numai chiatră, băi, restul lasă-i. Nicoleta, vrem acasă. Ție nu ți-e rușine?
Ai venit ultimul și vrei acasă. Nicoleta, sarmana e chinuită. Eu știu cum voi faceți în fiecare săptămână și eu îmi dau seama că e mega obosită. De unde scârpile cele care vă ți le-ați adus? Eu am adus numai două. Vreau ca tu să te odihnești un pic. Vreau și eu să mă scal. Nileni! Of, Doamne! El a crezut că ești Romina. Vă zic că vrea acasă, ai văzut? Plângă de lacrimi, nu 5 kg de lacrimi că vrea acasă. El... Jele! Vreau la țară. Păi gini, păi și-ai alt proiect. Romina, ceau. Romina, e roman, zice că el nu poate cânta. Nu știu, gini, sprânești. A început Cătălin să cânte Romina, piesa lui care și-a cam cântat ca un debil și eu pișam blam. Măi, dar serios, e destul de... Am la mine în cap tot când cu este, știi? E... zarazul. Eu o oră îmi spun năsăpul. Nu știu, pe el că tu e acolo, tu nu lucrezi. Eu ce să fac, n-am năsăpul. Cu ce am păcătuit eu? Ele se odihnesc. Vezi, un om normal are nevoie de o pauză. Ia uite, sunt răți, găini, colo este de lucru, și mă pune pe mine la chetrele astea? Mă duc să le hrănesc, nu știu, altceva. Ui, nu, ei, și nu apuc. Nu, ei, rup schinarea și cu tine, serios. Vreau la țară, asta să înseamnă că să hrănești găinile, să, nu știu, altceva, dar nu să pun plitcă. Vlad, noi. A dispărut Vlad. Vlad mă tine cu picată în chetre. Dacă nu o răstorn, amuș? Nu, el acum s-a revanșat din motiv că m-a impus pe mine să întârzi. El să se odihnească mai mult, eu am venit, eu am lucrat, el s-a uitat, după care ne-am schimbat. El vine, vine. Provocarea, provocare, dar sănătatea e mai principal. Haide, oi. Ia, davai! Nene, tași, că mor! Uite la dânsul, de ghe stârâi. El o oră s-a dus după năsep și a doua vine. Nu știu ce-l doare pe dânsul. Eu am explicații că am două hernii la spate și am spus din start că eu greu nu pot să râdi. Fosa! Și la deal! Băi, Vlad! Hai, băi! Mă gine cântam la 10 concerte. 20! Pe geaba! Am mai mers încă un pic la deal și am zis că gata, nu mai pot. Fosa! Serios, mă doare, gata. Eu mai departe am și n-am să pot lucra. Brate, eu mănânci pe bicicletă, înapoi să o aduc, eu nu pot măsui. Hai, e bicicleta? Bine, Coaș, te rog frumos! Am spus, normal, haide-mi, tot Moldova știi că eu am hernii. Două am, două. Serios, mă doare pipet, serios, nu doare? Glumesc. Eu sincer îți spun, nu glumesc. Da. Mie îmi place că Vlad mă doare comentează mult. Mai, până la urmă, de ce venit aici? Și asta. Că dacă am stat și am rugat, îți comentezi, tu-ți fii și nu, da. Căzut aici în unghi, Vlad Codreanu. Ce-ți voi cu emisiunea voastră? Eu cred că Alexandru a lucrat jumate de zi fără el, singur. După care el, când a venit, iarăși singur. Deci, pe scurt, treaba am făcut noi trei, cred. Împreună cu Cătălin am înțeles că l-a ajutat mult pe Alex. Da, și-i ghinul Cătălin. Lăduțo! Și... terminăm aici. Care să terminăm, măi? Stai că nu mă doare, vei, serios. Ai vin aici, te așează, nu? Cu Titania și Cristina totul este pașnic, totul este liniștit, am vopsit. Și mă doare, mânuța. Care e cel mai vizualizat podcast-ul tău? Cu Emilian Creț, autorită lui, personalității lui. E care, cine? Emilian Creț. El e și personalitatea cu cele mai mari... Număr de followers? Da. Dar și-a fost și interesant, că el și plâns, și râs, a fost o chestie... Bine, peste tot el e interesant. Pentru care și spune. Cătălin a fost de două ori, după care deja au venit acum, când pe mine m-a apucat schinarea. Eu mă gândesc că bucata asta, dacă nu vrem să o scoatem pe toată... De scos, mă pune un genunchi și le scot. Dar înapoi...
Las-le pui cine vrea. Hai să ne gândim logic. Hai să spuneți logic. Dacă vrei să le scoți pe astea, de-am scoatele pe tete. Dar n-am țipat eu. Așa, normal. El și înăuntru este un ceas, o grămadă de teatră. Am da? Înțeles. Așa, noi am nu înțeles. Avem sită, nu avem... Uite, eu am venit să fac aici și aici ne spune gazda, nu și aici vrem noi. Dacă ne-au spus că păi scoatem pe bucăți să nivelăm, de schimbat tot e logic și e mai bună variantă. Dar decât să nu facem nică... Dar ăsta nu-i lucru. Ori scoți tot, ori și fel de bucăți. Fosa la momentul dat pune năsăpul și eu acuși trebuie să mă duc să pun pavajul. Aici dacă o ridicați la nivel, el o să arate relativ ok. Are cineva vreun gel, vreun... De ce asta? Alin, eu nu sunt atât de bătrână să port la mine trusa cu medicamente, știi? Lacto-bio-enteros gel nu ajută. Ești lac. Uite, acum mi-a dat un unguien de spate. Vreau să țip, să url gura mare, că mă doare. Ui, asta e dracu. Șeniorule, de-am, ce ai pățit? Numai tu ai venit, te doare, te ustru. Dar de ce bărbații ei sunt mai sensibili, nu mi-l sunt mai rezistent. El cu asta a venit, cu motivul ăsta, cred, ca să fac show. Nu prea avea chef de muncă. E așa căldură să lucrez. Mi-a trebuit tare să mă duc eu după năsăpri. Hernia acționează asupra nervilor faciali. S-a dus în cameră, s-a dat cu cremă și zici că crema era magică, pentru că început instant sunt bine, scânte. Pune mintea în mișcare, activează neuronii, Vlad. Dar ai problem cu hernia, nu cu creierul. La final l-am văzut implicat construind acele puzzle-uri. La asta vezi că asta se pune ea ca și Iana, brat. Eu, cine le-a pus ca pe astea? Vezi? Aici ai dreptate, aici sunt de acord cu tine 100%. Să-i spun showman, eu nu știu cum. Adică oamenii se distrează în preajma lui și el știe să distreze într-un fel oamenii. Dacă o zic pauză, mă duc și eu la o pauză. Iau Cătălin ce-am găsit eu. Ascultăm piesa pe Vlad Codreanu. Așa taverii ne strânge la o bere. Dar care are cel mai multe vizualizări? Romina. Nu vreau ca să creadă cumva că-s bădăran, dar n-ascult, normal. Am aflat că are așa un cântic, Domnișoara cu pistrui. Primăvară, când zburda ploița afară, stătea Eugen și fășea ca să fie Vlad Codreanu, Eugen Nicov, Natalia Cucovei. Aia nu m-au schimbat un cuvânt. Eu mă simt ca la concert, că el ba cântă, ba spune anecdot, ba iar recită. Îi dai sau nu bani ce dreptă de-o? El zare pistrui și el spăr dacă nu, el domnișoara cu pistrui. Măi, a fost vesel cu Tolia Druga, dar cred că și cu Vlad Codreanu o să fie mai vesel. Domnul Codreanu, dar mă auzi așa informații că ați cântat la nunta... Da. Stinei. Și eu, când mă gândeam de nuntă, eu zic că uite, este Vlad și el împreună cu Carmen Prebeliț. Și Veliana ne-a făcut cunoștință. Da, a fost invitat special sau toată noaptea? Doi dibili. Cristina Platon i-a cântat la nuntă. Vlad ne-a cântat la prima nuntă. 13 ani au trecut de atunci. A lecuit, dar nu tăt. Oricum, o adică mai pe suflet minte. A rămas. Și Simone Radu, vrei să zic eu? Nu mai nu. Vreau. A pudărtași. Deci, ce bagi pe o femeie gravidă și cu hormoni? Știi și asta? Nu, femeie gravidă. Ia ca aveți copii de întâi și apoi spune. Deci, ia că aveți Dumnezeu, nu bate cu bățul. Da, bate cu bățarul. De ce? Pentru că el singur face asta, nu că cineva îl obligă să facă ceva. La noi totul este corect și echidistant. Dacă tot a ajuns întrebarea asta, da, într-adevăr, pe azi noi am terminat ziua de lucru. Super nice, extraordinar, doamnelor și domnilor, plecăm în bazin. Hai, mergi și puneți lucrurile cap la cap. Deja ne-am dat bine seama cine sunt vedetele acestui episod. Cristina Platon, Radu Șarbei și Vlad Codreanu. Am strigat la Fosa pentru că nu făcea lucru calitativ. Uite, grine ai făcut aici. Păi, dar n-am făcut eu nimic acolo, ți-am spus. Aici a lucrat Fosa, da? Uite, oare asta e lucru? Păi și mără, și nu-ți place. Chiar a fost greu să dai covorul ăsta la o parte și să astuci tăta Șaiană? Păi, tu te-ai pus în cur și stăteai, înțelegi? Dar eu n-am văzut că sub covor mai este de hai, pus. Hai, că mâine aici să ne răzbirim. La gospodine l-am strâns de în urma noastră, am spălat perile, pentru că mâine mai avem de vopsit vreo 3 căsuțe. Fu, și pute. Așa, torb pe mână. Aaa! Cum arde! Trebuie o pitică. Aici eu am făcut, vezi? Iau ce frumos! Drept, extraordinar!
Le-am vrei spui câte tu ai făcut de-am aici. Mă duc să mă spăl cu mult săpun, amu. Prima zi, care nu ni s-a părut deloc solicitantă, se încheie și mâine o să-i dăm cu a doua zi. Dar ne vedem la masă. Gata, mă duc și eu să-mi spăl mânuțile, să fac un duș. Pa, pa! Vlad! Ieși! Eu m-am dus să-l chem și eu nu am știut că el este în baie, îmi pare că el spală ceva acolo. Tare amuzat că tu am ferește ca să mă vadă tătă țara. Cu Vlad Codreanu poți să te comporți, el nu supără. Da, apropo, Vlad, el să știi că e un băiat foarte bun. E un băiat modest. L-a filmat pe Vlad Codreanu gol, pușcă, cu chelea. O pregătim și noi o surpriză, dar... Niște pătrățele. Vlad și-a luat pasilie de somn, dacă n-ai spus, dormiți și până. Titania și Cristina destul de obosite, dar și-am vopsit azi jumătate de zi. Cătălin, dar tu observi că noi cam deja nu mai suntem așa de veseli ca la amiază. Ce viață. Eu sunt din contra, sunt chiar mai vesel. Dar mi-l luat Codreanu. Se gustăm o gură de bacio di bole. Asta nu-i smântână, asta-i smântână ferma cu origini, ceea ce... Haideți să-l întâmpinăm! Vlad Codreanu! Seara! El zice că nu a vrut să fie filmat gol în baie, dar tot el cumva a înfierbântat toată povestea asta. Vlad la masă a fost foarte vesel, și-a scăpat paharul de emoții. Am înțeles că a fost filmat gol pușcă. Vlad, eu îți sfătuiesc să nu bei pastile de somn. Cine știe ce-ți mai faci la noapte? Și el doarme cu mine. Băi, vezi ce-ți fac, că n-am scori odată. La cine a vorbit doar el? Adică noi chiar l-am ascultat. Vlad, zi-o-n tost. Mă rog. Să vă știm cu sănătate, mult noroc și la mulți ani. Să aveți mereu de toate, fericire și mulți bani și câte mai multe emisiuni. La mulți ani. Wow! Asta-i parcă o poezie. Amar. Asta nu mai spui, asta se vede cum mai spui întâlneva. Băi, sunteți o echipă super de treabă, tare. Ne-o mers, știi? Mie personal, da. Mai eu am nimerit cu prietenul meu, Vlad. Ai văzut dacă te-a văzut gol, gata, ai devenit prieten imediat. În primul rând, eu te stimez. Dacă ai ceva contra, atunci spune-mi, te rog frumos. Eu tot, ești un idiot, dar... Hai să nu scoatem toate problemele de familie în public, bine? 4 paturi, 4 persoane, nu mă interesează. Eu cu fosta în doi nu dormim ca să ne ucidem. Și se întâmplă în cameră, mâine doar acolo. A, dar chiar dacă aș fi pe 4, eu horă-i noaptea. Dar dacă horă el mai tare decât mine? Băi, de asta nu i-ați spus până și la etajul 2, că i-a zis că la noi scârții. Diminizul total. Asta tu, amu, pe Vica ai parodiat-o sau pe Cătălin care o parodiază pe Vica? Pe Vica, pe Cătălin? Eu simt că la toamnă să naștem personaj nou. O să vedem mâine cât de drăguțe vom fi toate împreună. Nicoleta, spuneam că e un pic obosit, chinuită, dar Cătălin, bravo, vine cu sfaturi, ne ajută. Vă trebuie ceva. Hei, Cătălin, e rău, ne fugărește, apă ne dă câteodată, nu? Nicoleta, când o văd, știi, dacă aș spune așa, cu siguranță ar fi succes. De data asta, le-o pe foșa și pe toți, l-a pus pe vaș la mine în ogradă. Eu cred că dacă ne vedem la Zaruri, nu-mi nimerea așa fain echipuri. Marș afară! Marș! Tu trei! Cum? Oare așa sunt dimineață? Ia ascultat! Dar ai spus că nu ai dormit. El nu m-a să trezească toată lumea de la pensiune de aici. Ave, Vlad Codreanu, ai lucrează și termin așa. Când nu mănânci dimineața la masă, nu mănânci până nu termin, nu? Uf, Doamne! Grea e viața unui pește când se zbate pe uscat. Ia hernii tale. Hernii la c***, n-ai? Fosa, transmite salutări patpișilor. Pe dimineața, mișu să mă bronzez un pic. Fac băi de soare. Dar acum, salut. Cristina Platon s-o chem? Hai să mergem să-i trezim pe ai noștri. O să trebuiască să vorbim mai încet, că avem și copii aici.
Noi nu m-am intrat și am spus bună dimineața și acolo Vlad Codreanu. Bună dimineața. Dă-mi afară. Cum? Oare 6 dimineața? Eu tocmai am adormit. Parc un pic adormisem, că el un picuț mai puțin sfărăie. Băi, tu mă n-am înțeles, mă gândim că el la ceva splânge. Băi, n-am dormit toată noaptea, bă, casa asta e vampir, fantomii, s***a, țânțari, și Fosa o deschis fereastră, o venit în țară, Doamne ferește. Domnul Fosa a tăcut mult timp. S-a plâns că îl mănâncă țânțare, că îl mănâncă nu știu și, că n-are aer, că... Țipa, striga, vorbea cu... Băi, dă-mi bani să dorm, băi, dau para 4, am adormit, b***, își dă b***, ăsta mă trezesc, b***, muscori. Marș! Tu-ți, băi! Și drept am fost și eu înjurat acolo printre cuvinte, mă uitam așa, zic, păi, cred că am meritat de ceva. Mișinosule, ai pus tăvara țeși, cât e oara? Am înțeles că cel mai mult s-a distrat Fosa noaptea asta. La noi a fost trist. Am trezit la 3:30. Dârdâie atât camera. M-a acompaniat atât noaptea sforica. Cum te cheamă, Codreanu? Mi s-a părut amuzant iarăși începutul zilei cu tachinarea și bătălia lor. Băi, cum te cheamă, Vlad Codreanu? Barson, Barson. Tu nu sfori, tu mergi pe tractorul înalte. Dă patul și ăla mititel. Am crezut că chic de pe dânză jos. Am înțeles că nu a dormit deloc, zic că a dormit o oră, că putem patul, a început să leviteze, sunt fantomi. Nu se înțelege absolut nimic, se auzeau doar strigăte. M-am mutat de pe o pat pe altă, e de azi mă cup jos, de acolo credeam că chic jos în toalet. Dar de ce și se întâmpla? Da, levita patul. Levita patul. M-am pus pe salteaua lui. Păi, super tare, mișto, frate, faină, ceas. Păi, fain așa. Da. Ia uite pe Irina și mult mai mole decât la noi. Mă trase mai mole. Tot ce am auzit a fost debil, psihopat. Și ai, serios, ați vorbit că la ora 10, mă, tu veniți la 11. Era stresat că de ce nu l-a trezit la 11, pentru că ieri Cătălin a făcut o glumă că ne trezim la 11, dar el chiar se aștepta că la 11 se va treze. Ha! 10 minute, ne aștept afară. Hai, domn Codreanu, hai. Chiar șochi, eu nici n-am adormit, nu că adormit. Ai dormit, capitan, eu fac ce n-am dormit. Zici să te duc mai și să-mi chipiși. Ori dormit, ori nu dormit. Eu nu mai putem, toată noaptea mă vârcoleam. Ba țânțar, ba nu știu și ba mâț, ba Cristina fără ei de sus. Dar n-ai cum să dormi cu dârdala și ei la cap tău, adică ăsta a fost pur și simplu coșmar. Eu m-am trezit chiar la 4 dimineața, îmi părea deja că 6 și îl așteptam să vină Cătălin. Dar el nu venea, era pe 4. Bună dimineața! Ați trezit? Care e coșul vostru? Când a intrat Cătălin, noi deja toate eram cu ochii deschiși. El s-a trezit de la faptul că domnul Codreanu era ia, băi, nu mă iau, băi, ora șise, ora... Pus că nici ceas cu cuc nu-ți trebuie la cum țăpă el. Să-i spun, mă, nu Codreanu. Vineri ies în clubei, așa că nu, sâmbătă putem să ne dăm randevul. Pe mine poți să mă mai întrebi în proiectul ăsta cum am dormit? Pentru că indiferent de locație, de loc, de oră, eu dorm din picioare în mai puțin de 3 secunde. El se unul nu, adică și la mine țipa. El țipa în general că el nu a dormit, că nu... Tatiana m-a întrebat cum de mă trezesc eu, cum mă simt. I-am spus că mă trezesc destul de ok. Și domnule, eu am spus că da, aici aerul e curat și chiar mă simt mai odihnit. Întotdeauna când mă duc la țară, aerul de acolo și în cazul dat de aici, mă face să dorm profund, să mă trezesc odihnită.
m-am odihnit mai bine. Și din cauza asta, parcă nu e așa de greu de trezit. Domnul Codreanu n-ar spune și la lucru. Cristina Platon a spus că a visat papagali. Mulți, frumoși, colorați în copac. Nu știu ce înseamnă. Mai eu pot să știți copaci plini papagali. Frumoși, frumoși, frumoși. Vineri sunt club, baby. Cum nu l-am văzut? Dar tata asta e teatru. S-a pus o plapă în cap, în care el vrea cumva să nu-l observe Cătălin. Chiar m-am uitat, că, înțelegi, m-am uitat și nu era nicăieri. Asta a arătat, băi, fix nimic anormal. Doar că erau măsuți care râdea și care scote zgomote domnul Fosa, toți prăpădei de râs. E bun. Am dormit o oră noaptea asta. Dacă am dormit o oră, norocul lui Fosa că a reușit să mă filmeze cum horă-i. Minjuni! Asta Cristina e sus fără ea, s-a auzeat jos, după. E tot una de așa l-am ascultat. Inșinuos! Ia, uite, el mai nu se neca. El sfărăi, nu știu cum așa, și nu își lua aer. Și eu mă duceam și spuneam, băi, îl ghiontiem, știi, ca să... Și... Opusă, domnul Codreanu spune că nu e adevărat, că e fake ceva acolo. Ia, uite, el mai nu se neca. Vă dați seama, mi-a dorit ghetă. Am zis că asta Cristina... Cristina sporă, ești să auză jos. Băi, serios, Oleac, mi-a zis adevărul frumos că sunt copiii ăștia care trebuie să se odihnească. Bună, pentru că nu m-am atâchit și el l-a aruncat în mine cu un ogheal. Nu, el, de fapt, a început să strige la mine, că că ai aruncat cu pierna mine, că, mă scuz, dar cumva trebuie să te ghiontez ca să, cumva, știi, ca să se întoarcă, să fii mai liniștit. E lua aer și nici părechel nu mai trage aer, nici părechel moare, vreau să-l ghiontez, că a aruncat o pierna în terenul de aici. E exactea ca o ghealul ăsta. 2-3 ceasuri m-am întornit, la patru până... Eu în diopște am dormit o oră, care 4. Nu vreau acasă. Stila horăită de noapte. Stila horăită de noapte. Băi, Vlade, rușine, că ce ai auzit de noapte când sunt horă, e serios. Doare spatele. Ea sună pe șele, sunt. Păcat că la 50.000 de kilometri de casă, numai că priveliștea este frumoasă. Dar serios, tare mai sforă și n-ai aer noapte, nu știu cum tu poți să trăiești așa. Eu o oră am dormit noaptea asta, o oră, jur, o oră, o oră. Nu m-ai păzut pe mine. Care-i scopul când ne-am trezit la ora 6? Și ce facem, adică stăm ca... Prietele, l-ați auzit pe Vlad Codreanu cu sforii? Băi, dar eu lângă dânsul. Prima dată în Republica Moldova am văzut multe, multe stele. Ia că aici m-am așezat și sus vedeam o grămadă de stele. Eu de seară mă culc acolo, dar mă duc după cafea. E de ghemăr. Ce lucru ați vreți să fac? Eu nu înțeleg. Nu vreau la țară, vreau să dorm. Vreau acasă, dar nu vreau la țară. Lăduțu, fetele tot noapte te-au auzit toți. Minșuni, Cristina Horăi. Asta Cristina sforăi, așa-i? Cristina Horăi. Cristina, asta e, Vlad zice că tu sforăi. Băieț, Oleac mă înșet, Oleac. Vlad, ce? Te duci acasă azi? Da. Hai. Lipetri, stai, trebuie să facă machiaj, trebuie nu și pe acolo. Na, deodată ne-am luat. I-am așteptat afară, a ieșit destul de rapid. Domnul Codreanu a zis că nici nu s-a spălat, că el nici nu a dormit. Așa au spus, eu am dormit o oră, nici nu mă spăl pe față. Și au venit toți la masă să se întâlnească, să vorbească. Senzația pe loc. Asta e de top. Cel mai mult îmi place de Cătălin în acest episod. Urlă el, șocul e prea mare din cauza sau datorită personajului Vlad Codreanu. Așa și rămâne. Să duc, dar noi iar venim. Noi...
stăm în cărunțâm, știi, trebuie să facem cadru cum noi stăm aici. Și cresc bărbile albe. Să facem cadru. Cătălin, Nicoleta, game over. Bună dimineața, încă o dată. Să-ți și bărușini. De ce? Doamne ferește, toată noaptea n-am dormit cu horăiei ca tancul. Da, adevărul că eu nu horă niciodată. Nu ai horăit. Poate să liniști, cumva nu am venit aici să facem show, dar eu cred că el pentru show a și venit. O oră dacă am dormit toată noaptea. Dar și cu tine. Ești bolnăjor, măi. Pur și simplu, ieri am pupat-o pe Cristina și toată noaptea eu m-am gândit la ea. Și, Vlad, eu m-am trezit în trei cuvinte. Divin, idiot și un cuvânt care nu pot să-l spun. Oare așa să și cu voi? La ce ori te trezești acasă? Tot la șase, da, mai cu forță, mai cu zâmbitul pe buze. Domnul Codreanu a socialuit, domnul Fos a socialuit. Băi, Vlad, nici pe față nu te-ai spălat. Te-a trebuit. Trezește. Dar eu n-am dormit. Cu de fapt, da. Și atunci eu, uite, ieri am făcut păcate. Am vorbit omul de rău, dar el, de fapt, chiar are probleme cu spatele. Care o oră? Nu eu ultima dată, eu ți-am imit cu povestit în autobuz, care zic că un accident, când s-a întâmplat cu herniile lui atunci. Deci herniile, tot herniile, herniile eu le știu de aseară, ultima dată. Cristina a început acolo cu ceva, cu că dacă eu mă hidratez, pe urmă cafeaua se bea peste jumătate de oră, deci nu este voie să nu bei cafea peste jumătate de oră dacă te-ai hidratat cu jumătate de oră înainte. Asta pune o întrebare. Dacă tu nu știi și nu ți-a povestit iubita ta, omul care se trezește dimineața conform regimului trebuie să se hidrateze mai întâi. Apoi peste jumătate de oră să-și bea cafea. Uite, de ce mă hidratez. Păi, de asta nu ne bem cafea, nici eu nu beau cafea acum. De asta și nu bei. Dar eu ieri am spus în față, zic, Vlad, hai că tare gândește-i tu unde vii. Cei care privesc televizorul sau emisiunea, ia, uite, nu-ți bei ceaiul. Eu m-am gândit dimineața o să fie în bazin, cu cafea. Asta nu, el e cu Cătălin alături. Domnul Radu e fan la cânticul E Aventura. I-am spus că aveți așa un cântic. Avem. Suntem împreună, călătorim, ne distrăm într-una. E aventură, e aventură, aventura noastră. Nu știu, aș fi chemat poliția în cazul ăsta, că nu mi se pare ok să te trezească cineva în fiecare zi cu timbru voce ridicat. Tu locuiești la bloc sau la casă? La casă pe pământ. Ai noroc. Cu noroc. Basurile tale, dacă ai fi vecinul meu. Dar tu te miști la casă pe pată. Credeam că mușa în schic și în toalet. Da, ia să mai aibă a patra hernie. Alexandru a filmat cum el sfără ea dormea. Vlad susține că nu a dormit mai mult decât o oră. Ia ascultați. Asta-i bine? Da, asta-i belișon. E că așa precis că dormi. Dar că nu ai dormit. Stac, o oră am dormit, jur, nu glumesc. Dar să ajungi la... Uite, nu degeaba să zici, hoțul fură strigă hoțul. El s-a sculat și primul lucru, voi ați furăit. Cine este așa? Tu zici că un porc să-l bate, care a mâncat în noapte. Stai și el încă m-a pus pe TikTok. Ia, un porc să-l bate, care a mâncat în noapte. Băi, du-te, dracului, că nu mai dorm eu cu tine. Tare greu am dormit. La noapte cred că eu i-al dau lui Vladu Cătălin, poate cumva i-a faci ceva. Mă culc eu cu dumneavoastră. Te rog. Nici o problemă. Te rog. Nu fost în locul meu și eu cu dumneavoastră. Ha. Te rog. Berem, dar de seară neapărat o tabletcă de somn trebuie să beau. Nu, mâine la 11, că mâine îmi duci. Da, azi la 10, mâine la 11. Mâine am trezit. Mâine la 9 de-am. Azi la 6, mâine la 5. Da, am înțeles că asta e așa doarme el, dar nu cred că nu e bine asta pentru sănătatea lui. Păi eu am mai dormit ai, cu oameni care sunt fără, dacă tine... El la tine aer, face... Trage aer, ai! A fost groaznic. Păi și emisiune tare ar și ești, vei, vreau la țară și hop și-o murit. Da, de exemplu. Sigur, eu m-am dus la nunt și-o murit. Da, dar eu sunt... Hai tu ca tu cu de-am mai sâmb, să înțelegi, dar eu sunt șocă să ai. Bun, și ai rămas la praznic. El a prezentat sau a cântat la o nuntă unde cineva a murit și s-a oprit nunta în loc. Bine bunel la nuntă, s-a ajutat la prima masă, a spus-o în toți, hei, dragii mei, bucuros chiar că am ajuns la nunta voastră, hai și sănătoși, fiu, acum sunt liniștit, pot să mă duc. Bunelul, care probabil avea 100 de ani și e ok să mori. 59. Obosești să trăiești mulți ani. Deodată la lucru, ca pe urmă, zic că pe urmă e soare. Aha, și pe soare tot așa cu Miri am lucrat, azi lucrăm și azi, precis.
Domnul Cotrean, dumneavoastră sunteți aproape proraba, știți. Vă pricep cel mai bine la Pavarul Jușela? 10 minute în revin și-l iau de braț și-n brață și-n tăceancă și... Hai, foșa, zi, foșa. Foșa. Le arătați și la fete cum se faci puzzle-ul ăsta? Hristos a înviat. Un roi de alghiri. Toată lumea a băut o cafea, un pahar cu apă care și ce a avut de făcut și Cătălin ne-a trimis la muncă. Brat, păi, te rog o căldare de cafea și te aduci acolo, pe șantier. Te rog frumos. Hai, că eu parcă sunt tiurma aici, parcă sunt armată. El numai să trezească toată lumea de la pensiune de aici, că el vrea două cafele, că el vrea nu știu și că el nu s-a trezit. Ei, Jenie, n-ai pus zahăr. Gata, că tot îți zoa și bămară. Eu vrea două cafele, dar l-am luat și l-am pus la lucru. E bine când cineva lucrează și cineva dă comandă. Hai, treci, prorabule, tu lămurește la fete, ei nu-l lămuresc. Și-ți le lămuresc. Ce-au de făcut? Și spună chetrile? Să terminăm ceea ce au început băieții ieri. Pavarul și ăla pe care l-am scos, Plitca, vorba primarului nostru de Chișinău. De dragă dimineață, ochii mi-au zâmbit. Așa mai șoaptă. Azi în surâi de viața. Azi Plitca. Domnul Codream, hai puneți mine și aici și împrăștieți ca să facă... Și ne-a făcut de lucru? Dacă sunteți băieți harnici. Și am zis că la noi se mănâncă după ce se lucrează o leacă, un pic că e altfel de regim. Și de-amă lucrez și cu tine. Cum să ies poftii mâncare? Este păruș acolo de ieri, dar trebuie... Dar și fetele altceva nu au și face? Veniți aici. Vreți să faci dumneavoastră singur? Eu ieri singur ea l-am făcut până n-am venit. Azi îl lăs pe Vlad. Dar fetele am nevoie acolo pentru ingeniozitate și minte clară. Lucrăm împreună toți în premieră, ne reușește de minune. Alexandru e tare fericit. Vlad, eu mă înțeleg mai gine cu fetele și tare gine ies în pavajul. Felicitările mele. Și Nicoleta, și uite, Tania. Minunate. Uite la tine ce lucru ai făcut. Unde pune ele mâna tot acolo, e drept, e perfect. Ce ne reușește foarte bine să combinăm și culorile și formele așa. Nu, serios, băi, uite, ies foarte bine. Băi, nu, eu simplu sunt șocat că de fain ies. Aurul a fost, nu, serios. Parcă toată viața au făcut asta, știi, așa, de, mai ales Cristina cu Tania asta, parcă ele meșteriță din talpă. Eu am spus că eu am să dezbat clișeul ăsta că e greu și mai ales ca a doua zi, că dimineață până seara, dar nu e greu, e fain dacă ești... Nu, serios, foarte fain. Ia uite, uite acum când intră așa, știi, ultimul detaliu, uite. Asta e aur. Așa când ai pui ultimul puzzle, știi? Tu îi zici masterul. Ce ai păcut? O urzăcat? O urzăcat într-o urzăcat. Vlad, adă-te rog o caldare de apă. Vlad e ocupat. Cine are nevoie, acela l-aș aduc. Vlad, ieri te-am vorbit de rău. Eu n-am știut că chiar ai probleme cu spatele. Chiar eu am crezut că tu ai jucat, dar tu ai cremă bună de spate, svedic. Nu, dar am văzut că eu trecut instant. E prea impresionat, știi? Cu fetele Cătălin chiar merge mult mai bine. Și drept ies, așa-i, Cătălin? Așa-i? Dar gine ies cu fetele. Okay. Nu, sincer, iau-te. Băi, unde fac fetele, îi aur, pur și simplu. Nu-i mare treabă, trebuie să fii atent, că era cât pe ce să-ți are vreo unghii. Pune, te rog, ciment. Dar știu și trebuie să facă, dă-i mă să te rog frumos și mai mult nu vreau nică. Vlad, el e cel care se pricepe, trebuie de pus ciment, apșoară, mai îndreptat, scoate zburianul, și de asta el e mai dat cu pavajul, cu pământul. Aici trebuie de pus ceva, vezi în colțul ăsta. Vlada. Stați mai întâi, te spunem ciment. Un picuț spune, nu mult, te rog. Mai avem vreo oră de lucru până la micul dejun și la treabă, pentru că ziua de astăzi e încărcată. Să reușim să facem tot, astfel ca ziua 3 să fie mai simplă. Ia-ne, dă cu mânușa, ia ciment ăsta. Da, la nivelul ăla, bravo. Ai ciocanul și îndreaptă. Da, e ca bucata asta, Nicole, da? Poți să pui aici. Dar Vlad e în vale, noi nu l-am văzut cum el lucrează. El ceva se aude că face, dar noi nu-l vedem. Domnule Foța, tu te rog frumos la munca ta. Hai, dar și de-aia nu-ți place. Foșa. Te mă enervează, nu ies aici și Iana asta. Și una pe șoale. Lucrează în... Știi cum? Știi? Merge foarte bine. Și cu ajutorul fetelor, nu cu Vlad. Că Vlad, el încă doarme cu cur pe scaunul. Chiar crezi că numai să mă trezesc și să-mi judici cap, cum spun... Dar la tine judică vreodată. Ei, Fosei, dacă tași apă, mă gândite și ei, na. La mine, eu sunt acum la programa Șto, gde, când, da. Văpros, at-ți natăcam. Как? Поставите эту плитку.
și mai mult cometează, e câte un masteroc de ăsta din ăsta îți face, tragi două ciocane acolo, să rupi plita în două și... Ave, Vlad Codreanu, ai lucrează, nu te termin așa, nu mănânci dimineața la masă, nu mănânci până o termin, nu? Ai pus ieri în dodi, dacă el știe numai să bată mingea, el mai mult nici nu știe să bată. Și eu, mă, cum e că uite cum a pus ei și cum pun eu. El a fost chemat la testimoniale și el a zis, ei, dar dacă îți duci prorab, așa se întâmplă aici. What? Fără prorab, așa greu. Vlad Codreanu, vine, te rog, la fete. Te iau pe intitulat, Alexandra. Ești prorăbie, adică... Da, în rabie am căzut. E că și Nicol... Op. Așa, aici trebuie una mică și două așa mari. Adică noi nu vedem ce trebuie aici. Și mă nervează. Știi, capitana ce vid, noi astea să-ți numești. Dar dacă nu a fost pus normal și eu mai trebuie să-mi bat capul, vezi cum trebuie și puse. Eu dacă vin cu fetele și ele în 3 secunde să te rezolv. Hai să văd. Nu mai fă până la urmă un lucru normal. Cârcă măr. Vlad Codreanu, de când îl știu, el numai... Doamne ferește. S-a laudat că el cu fetele, dacă vine în coașe, în 3 secunde le pune pe tete. E ca eu rad de interes, eu vreau să văd cum ele se descurce mai departe ca ei să facă. Chiar vreau să văd. Ne-ați pur și simplu puneți-le și capetele astea, marginile, v-am spus, lăsați-le pentru că pe urmă să le punem, să le tăiem. Se dă eu fără în cap, cum să le iei? A, în 3 secunde le pune. Dar numai că drept puneți, da? Drept, normal. Ia, vezi frumos. Da, de acord. Și îl spune că pe mine mă doare spatele. Adică el de asta și stă pe scaun. Zic, băi, dar nu ți-e rușine să pui pavaj așezat cu curul pe scaun. E că uite, vezi, ia uite cum se pune plitca, vezi? Frumos, la zero. Oh, Doamne. Grea e viața unui pește când se zbate pe uscat. Să-l vadă o meșter acum cineva la televizor, în primul rând îl dă afară în 3 secunde. Așa e din azi când Cătălin nu-i pot stai alea, că dacă îmi vine, te faci alea că lucrez. Ce nice! Băi, te-ai așezat ca un rob de ăsta cu curb scaun? La anul și la mulți ani, du-te la fete. Băi, dar e că spune și asta tu ai scat-o. Dar scoate-o, băi, că este alta, ia uite, este acolo. Care și e pregroasă, și e din sus. Alo, dar dacă erai tu cu o fată, cu o femeie, tot erai spui că te dor herniile. Adică, ai, că acolo, nu știu ce. Așa e, trebuie să vin eu cu fetele să terminăm? Hai. Vrei să vin? Ia că chiar vreau să te văd. Vreau să te văd cum ați vă descurcat voi în bucățica asta. Noi vinim acolo. Nu, ia că, uite, ai o bucățică, da? Hai, eu vreau să văd cum o terminați. Te curvă, Egdeam, iar cu herniile tale. Hernii la cur, n-ai? Ia că, uite, Cătălin, el îi se duc roaba. Deci trebuie de-l pus pe... A, vine, Cătălin. Așa, aici punem așa, nu, asta nu merge. Și Cătălin, 3 șiri de năsăp. El a adus cât trebuie, nu trebuie mai mult. Tu, dar eu că am adus și a ajuns încât cum ești azi. Voi, ediția asta trebuia să lăsa asta 3 oameni, pentru că noi eram să facem lucru. Cu Vlad, el mai mult ne distrage. Mănuș nu ne-a dat, șocan n-am, masteroc n-am. Eu credeam că el a zis să fie băie de treabă, dar n-ai cu cine vorbi, el nu mă găsește o mie de motive. Te ajut eu cu fetele? Poza, după și eu termin, tu vii. Adă flexul. Tu cam greu termini, Vlad. Este nic constructiv. Mi s-a găsit unul pe altul, știi, cu Alexandru, s-o pereche genială. Tu, în primul rând, le-ai stricat. Iam eu le-am stricat, eu am făcut bordura asta, uite, am făcut-o dreapt. Tu ai stricat bordura, tu ai stricat aia, este video. Mă dai la procuratură. Dai eu să fac cu fetele. Hai. Te rog, haide-te. În numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Vezi că asta dacă o scăchi? Dumneavoastră sunteți pe Cristina. Nu mai trebuie și el pe mine, eu te rog frumos. Dacă el e pe Cristina, ești hernia a doua, să vrei. Hai, fetele, hai. Fosa, transmite salutări patpișilor. Fosa, ieși de acolo cu chimie aruncată în apă. Și se lua? Parcă să-mi țăm pe la nas, nu știu ce de-am. Ce și coași? Îmi place, vreau o țară. Jucăm prostirea, jucăm prostirea. Hai, lucrează, nu. Aaaa, nimără! Poți mă aștept și eu la așa ceva?
așa o iau. Ei, iau și eu tot am măzoale. Se trimit băieții un pic prin sat. Faceți cum vreți, aduceți pentru frigărui. Jurnal TV, proiectul Vreau la țară. Vreau la țară. Vreau la țară. Vreau la țară. Vreau la țară, de la Jurnal TV. Am de lucru pentru dumneavoastră. Dar ce i-a dat vă mai curmuzul? Nu-ți trebuie ajutori, gratis. Care partid, doamnă, v-a spus că sunt de la Jurnal TV? Vlad! Nu e acasă. Dai drog. Doamne ferește, chem salvarea deodată. Ai, ai. Cu asta chiar nu m-am ocupat eu la țară. Nu, cu cămbeția, tele-le-le-le-le-le-la-la. Ei, alo! Ei, du-te-vă, e nici m-a apucat inima. Ce faci? Fetele, aveți nevoie de răsep sau nu? Dar de ce-ți spăm așa? Nu la țară, dar acasă, de-o spăcut, dorm. Erliețu, ia, alo, alo! Ei! Thank you.